Salutare prietenii și bine v-am găsit la un nou episod cu Manchester United. Este perioada de ani de transferuri, am primit aici o grămadă de oferte și desigur unii jucători au plecat, alții au fost împrumutați. Hai să vă spun cum stă treaba. Phil Jones s-a transferat la Dortmund pe o sumă destul de bună, 19.500.000 de euro, după care l-am vândut pe băiatul ăsta Williams. L-am mai vândut pe, l-am împrumutat pe Colum și totodată l-am împrumutat, am zis bine în videoul anterior, l-am împrumutat pe Angel Gomez, mă rog, de-aia aici era ăla cu 19.5. L-am împrumutat pe Gomez la Norwich, sper să joace, oricum l-am evoluat eu foarte mult, deci clar o să joace acolo și o să fie ca lumea. Din păcate am stat puțin cam mult, nici n-am fost tare pe fază. Cu ofertele văd că cei de la Atletico n-au mai așteptat și au dat repede înapoi cu oferta lor pe Bailey. Vine oferte destul de interesante de la Burnley pe Lingard. Nu prea m-am jucat cu Lingard, nu-i rău, nu-i bun, e așa la mijloc. Aș fi dispus să-l vând pe Lingard dacă desigur ar veni o ofertă foarte corectă, să spun așa. Deci hai să vedem, mă gândesc eu... Cât oare să obține pe Lingard? 50 de milioane? Știu și eu. Nu s-au supărat, nu mi-au trântit ușa în nas. Deci s-ar putea ca ce cer eu să nu fie chiar așa mult. Doar că desigur poate echipa. Na, e Burnley în puii mei, normal că n-au ei atâția bani. Da. Ok, nu-i stres. Las că pe Lingard îl voi vinde eu pe bani mulți dacă... va fi să fie dat. Marțial, nici gând nu-l vând. Bailey ăla ar fi fost așa o mică întrebare. Dacă mai vine ofertă pe Bailey, vedem atunci. Că așa eu nu-l pun pe transferist să-l vând, știi? Dar dacă vine ofertă și ne înțelegem, nu zic nu. Bine, vine un loan pentru Pereira, de la Tottenham. Uite mă, ce să fie rezerva lui Loris. Lasă aici, că e rezerva lui Dehea. Așa, Lingard, oferte de la Napoli. Bine, jocul zice că putem obține pe el 40 de milioane. 40 de milioane pe Lingard, wow. Dar Napoli, deja vorbim de bănuți. Hai să nu mai cerem așa de mult cum am cerut odineaori. Cerem, începem cu 46.500. 36.400, bine. 44, hai să dăm așa, 44. Da, cei de la Napoli au venit cu o sumă fixă și nu prea vor să negocieze. Ok, 40 rotund. Hai mă, serios? Voi chiar ați venit cu bugetul ăla fix de 36 punct? Foarte interesant. Da, poate trebuie să accept. Da, nici nu prea vreau să dau așa, știi, să fie dat pe Lingard. Că e bun ca rezervă. Ok, acum hai să facem și noi transferul. Uite că trece timpul pe lângă noi și... Na, și numai trece timpul, știi? Bun. L-am mai pus puțin și pe Rashford să evoleze, având în vedere că Gomez s-a transferat, mă rog, l-am dat loan. Normal că a trebuit să pun alți jucători acolo. Ia să vedem. Aici nimic. Bun, am mai încercat să mă aștept puțin, câteva oferte, ceva transferul pe acolo sau pe acolo, dar nu prea a fost să fie. Avem un plan, desigur, să cumpărăm poate un atacant. Eu zic că un atacant ne lipsește incredibil de mult. Un este de la pur sânge, Lukaku, nu prea face mare brânză. Și, desigur, ne-ar trebui un alt atacant. Cine să fie oare acel atacant? Mulți jucători încă le scrie, știi, cu recently joined, cei drept și al nostru Lukaku. Știi că de-abia a venit de la Everton, deci, practic, nu putem să-l vindem. Nu pot să-l pun eu transfer list. Dar... o altă idee ar fi, desigur, să-l dăm ca și schimb, știi? Bă, ce ziceți? Ia așa, îl vreți pe ăsta, ia vă dau pe Lukaku plus diferență de bani, știi? Și ar fi o idee interesantă asta. Ok, Harry Kane l-a mai testat, n-am fost tare mulțumit. Suarez nu știu exact cum joacă, dar totuși 30 de ani, nu că ar fi rău. Griezmann nu prea-l văd la United, chiar dacă erau ceva speculații. Firmino, n-ar fi rău, chiar n-ar fi rău. Icardi, pe de altă parte, ar fi ceva fresh. Higuain, ăsta e bestie, tată. Dar ce-ar fi să luăm pe Lewandowski? Cum ar fi, mă, să luăm noi pe Lewandowski la
Manchester United. Nu știu dacă l-am cumpărat vreodată pe Lewandowski, poate maxim odată. Hai să zic că deja la câte cariri mod am făcut, încep să uit, nu mai știu, în dreapta, în stânga, știi? Na. Ce, nu-l vreți pe Lukaku? Auleu. Numai pe ăsta l-am pe poziția voastră. Ai, atunci pică tot. Uf. Nu putem, n-avem nicio șansă, frate, nicio șansă n-avem. Hai, ce rău îmi pare. Na, ok, atunci ne luăm un atacant, că vreau să păstrez locul ăla pentru Lewandowski, sau vedem. Atunci, chestia este clară, trebuie să-l vând pe Lukaku, pe Lukaku pot să-l vând de-abia în vară. Și mai bine să-l vând pe Lukaku decât să-l împrumut, să-l dau ca și monedă de schimb, îmi cer scuze. De ce? Pentru că de obicei când ofer un jucător ca și schimb, îi evaluat la cât scrie acolo. Ia, Lukaku e la 65 de milioane. Bine, acolo scrie 65 de milioane valorează Lukaku, noi nu-ți dăm nimic mai mult peste suma respectivă. Pe când eu, dacă aș negocia cu un club, eu zic că aș putea obține un 90 de milioane pe el. Bun, acum să vedem, nu ne-aș strica și niște rezerve, aia este clar. Ha, poate un atacant de rezervă, da, un ST de rezervă n-ar strica. Și... apărarea îmi place, aproportarul e bun, linia de mijloc chiar nu era, depinde desigur de Matic ce decide să facă. Rest totul depinde de alte transferuri, oricum îl avem pe Martial ce joacă ST, îl avem pe Sanchez ce joacă ST, Rashford care este practic ST. Greu de zis, știi? De-am încolo putem merge numai în mai sus, știi? Să facem transferul de marcă tot mai sus. Doar că, desigur, bugetul este cel care ne cam pune bețe în roate, dar hai să mergem așa pe viteză, peste shortlist și să vedem la ce jucători le expiră contractele în momentul actual. Hai să facem așa mai repede, care am pus-o pe shortlist, precis sunt mai mulți jucători, doar că nu i-am eu pe shortlist. Încă nimic? Serios? Încă nimic? Păi, încă niciun jucător? Fii atent! Păi, sigur e perioada de iarnă? Ce se întâmplă aici? Ia Son, a da, la Juventus, ce transfer e ăla, frate, frățică, ce transfer e ăla. Nu văd, frate, ia, Messi nu expiră, la ala nu expiră. Serios, nu expiră la nimeni? La nimeni? Wow! Wow, fii atent, mă, că la nimeni nu expiră contractul. Mă rog, și pe cei pe care am la shortlist. Ce chestie, frate. Wow. Ok, hai să vedem aici. Vine ofertă pentru Kehinde. Da, normal că acceptă numai să se și transfere în puii mei, că numai nu vor ăștia mici să se transfere la echipe mai mici. Ce, da, a sunat destul de dubios. Știu. Bun, încă așteptăm oferte pe jucător, nu mai vine ofertă pe Lingard, hai că îl dau acum să le iau pe Lewandowski, hai bă, dați-mi ofertă pe jucător, îmi trebuie bănuți, vreau bani, dar n-am bani. Darmian, hai mă, fix pe Darmian vine ofertă, ai, nu prea aș vrea să-l dau pe Darmian, îmi place de el că joacă și LB, și RB, știi, deci joacă fix pozițiile alea, ambele. Un jucător pentru ambele poziții, îmi place asta la nebunie, știi, cu un jucător mi-am rezolvat ambele poziții. Să zic așa, ok. Nu vine nicio ofertă, frate, nimic. Am pus o grămadă de jucători, chiar și pe Rojo, la transfer list, nimic. Ia uite, Sanchez, hat-trick, fantastic cum e jucătorul ăsta. Ia uite că se termină deja perioada de transferuri și n-am făcut niciun transfer, de obicei făceam 2-3, dar nici jucătorii ăștia nu le mai expiră contractele sau s-au transferat deja la alte cluburi și nu mai expiră. Damn! Ce dubios e transfer window-ul ăsta. Hai să ne uităm atunci încă o dată peste jucători. Poate ne mai vine așa, mai vin câteva idei, uitându-mă la câțiva dintre jucătorii ăștia. În momentan, cu apărarea ne descurcăm, să zic așa, pe LB clar ne descurcăm. Pe linia de mijloc, mă, Matic, mi-a place Matic. L-aș mai păstra așa măcar un picuț din acest sezon. Și după aceea rămâne de văzut, poate că luăm unul un picuț mai ofensiv decât el, să zic așa. Dar cum dracu, frate, nici măcar la Koke nu expiră contractul, mă. Și la Koke tot timpul expiră contractul. Ce s-a întâmplat, mă, cu update-ul ăsta, mă? Nu mai expiră la nimeni contractul? Fantastic, ce cu jocul ăsta. Foarte ciudat. Bun,
Să luăm poate un fel de winger și atunci îl las pe Rashford să teste sau să mai forțez să joc cu Lukaku. Să încerc... de la Ali la City, da. Să încercăm să mai forțăm ăsta, să-l jucăm pe... Să-l jucăm pe Lukaku, da? De ce? Ca să evolueze, nu prea mai evolueze. Să dea goluri, știi? Și dacă dă goluri, joacă așa binișor, îi mai crește un pic cota, mai un unul, mai un alta și știu și eu, face și noi o schemă ceva pe acolo. Dar totuși, fără niciun transfer în momentul actual și singura ofertă de transfer este fix pe Marțial, pe care nu vreau să-l vând. Ce se întâmplă, măi? Cea mai dubioasă perioadă de transferuri pe care am avut-o până acum. Serios, e cea mai ciudată perioadă de transferuri. Uimitor ce se întâmplă aici. Hai să mai vedem, bugetul nostru este de 76 de milioane, ceea ce este un buget chiar bun, 78-76. Hai că cumpărăm un jucător. Na, nu mai are rost. Nu cred că să vând un jucător sau să așteptăm. Ia, hai să vedem. Hai să mai așteptăm până ultimele ore, minute din perioada asta de transferuri în care nici măcar nu poți să cumpăr un jucător de ăsta la să expire contractul, că nu avem. Fantastic ce se întâmplă aici. Shaqiri la Bayern München. Revine Shaqiri la Bayern. Cât e de tare asta. Vasquez la Inter. Dar Shaqiri la Bayern. Măi, ce-mi place transferul ăsta. Dacă eram la Bayern, chiar și mie mi-ar fi plăcut transferul ăsta, să-l readuc pe Shaqiri și să arăt, bă, lumii, ce bun e jucătorul ăsta. Ha, ce tare e transferul, foarte mișto. Din păcate, uite că nu se mai întâmplă, hai să mai dăm o singură oră, 5 ore rămase, dacă nici acum nu vine ofertă pe un jucător, n-are rost. Paul Pogba, și de la City, hai, du-te, bă, de aici, bateți cu asta, nu. Ok, am să încerc altfel atunci, ce-ar fi să luăm un apărător? Și poate să-l oferim pe Rojo ca și schimb. N-ar fi rău chiar deloc. Ia să vedem ce apărător așa ar sta bine la echipa noastră. Nu ar sta rău la Vertonghen, nu ar sta rău la Spilicueta, Christensen, Musache, Van Dijk, dar recently joined. Jimenez, Piqué, frate, un Titi. Sergio Ramos la... Doamne, dar nu, pe Varan. Am vrut odată să-l cumpăr pe Varan, n-am reușit, mi-a fost ciudă și vreau acum să-l cumpăr. Hai să vedem. Player swap, center back, vi-l ofer pe Rojo. Ce ziceți? Right winger. Da. Fantastic. Și culmea că și ăștia acceptă să le ia pe băiatul ăsta. Uimitor. Uimi-fucking-tor. Da, și din păcate atunci varanul nostru costă o avere. Și n-avem cum, n-avem șanse. Iarăși n-avem șanse să luăm pe varan, că desigur el a evoluat, cum ne-am mai zis și alții în comentarii. Bine, pică varan de pe listă. Ceea ce mă enervează, nici nu vă dați seama ce mă enervează. Fai. Le-au pe Icardi, dar nici de el n-am bani. Totul depinde, știi, să accepte un jucător la schimb, știi? Și dacă nu acceptă jucător la schimb, atunci noi nu prea mai avem așa valuta necesară de a face respectivul transfer. Ia să vedem atunci ce jucător pe aici, pe cam, nu, de la Ali ar fi fost mișto, dar, na, știm cu toții ce și cum s-a întâmplat. Koke, Gomez, Paulinho pe mijloc, oare pe mijloc, se ia un mijlocaș? Gen în locul lui Matic, să-mi iau un mijlocaș poate mai ofensiv puțin. Și asta mi-ar place. Ar fi fain să le iau pe Toni Kroos, chiar dacă nu e ofensiv, ci mai defensiv, deci ar... Da, nu, atunci merg tocmai peste ceea ce am spus, știi, că-mi trebuie un ofensiv, apoi să le iau pe ăla, e gen... Nope. Milinkovic Savic, hei, a evoluat? De data asta a evoluat mai bine Milinkovic Savic decât în celălalt career mod al meu. De-aia și suma de transfer este mai mare. Ar fi o idee. Sau respectiv să luăm pe Racha Nainggolan. Nainggolan. Nainggolan, n-ar fi rău. Sau Modric, sau Kovacic. Sau Keita, frate. Cum evoluează și cum joacă Keita, nu-ți vine să crezi. Ce zic grele, mă.
Voi nu vă dați seama dacă câteodată sunt niște decizii grele, greu de luat de aici. Hai să încercăm cu Milinkovic Savic, chiar l-aș vedea și în realitate jucând la Manchester United. Deci ăsta este chiar un mijlocaș bun pentru United sau City sau alt club din Premier League. Din nou îl oferim pe Rojo ca și schimb. Midfielder, vreți un alt mijlocaș. Bă, Brozovic nu-l vând, Matic iarăși nu vi-l dau, că știu că pot eu să obțin mai mulți bani pe el. Ce ziceți de Herrera? Ia uite că i-ar interesa Herrera. Păi de ce nu? Cred că ar juca perfect la Lazio. Ok, new transfer offer. Atunci dacă îl vreți pe Herrera, care totuși valorează un 25 de milioane, lăsați-mi valoarea în bani la 50, cu Herrera să ajunge până la 75 de milioane. Bă, 75 de milioane, mă nebunule, nu-ți lăs niciun cent. Să zici bine că sunt atât de darnic astăzi. Fantastic, să nu-mi zici ca pe ăștia aș fi prins și nu-l... Da, hai, îți mai dau 2 milioane, hai, treacă de la mine. Ne întâlnim la mijloc. Serios, și 6 de mii? Bine, mă, bine, ați, și 6 de mii. Fantastic. Fii, na, măcar pleacă Herrera, care și el este deja pe transfer list de ceva perioadă și absolut nimeni nu e interesat de el. Culmea că în realitate Herrera tocmai ce și-a prelungit contractul cu Manchester United, deci foarte interesant asta. În cazul nostru, el pleacă. Bun. 5 ani? Bun. Disregard. Da. Ok. Acum, salariu. Îți dau 76. Ce fain sunt 76. Respectiv 1.800.000 la semnătură. Hai așa. 72 la atâtea apariții. Aha, aha. Nu știu, cred că o să ai atâtea apariții, deci scoatem bonusul ăla. Ezdem la salariu. Oh, dintr-o 10.000 de euro, mai bine îți dădeam bonusul ăla în puii mei. Măcar 80 rotund. Măcar 80 rotund. Da, acceptă, super. 80 rotund atunci, super. Oricum mi-aș fi dat 80.000 salariu, deci nu e asta o problemă. Perfect, perfect, super. Îl luăm pe Milinkovic Savic. Un transfer foarte mișto, care mai și evoluează. Nu prea l-am cumpărat și el așa maxim la a doua apariție pe channel-ul meu. Și desigur este un transfer, zic eu, ușor mai ofensiv. Îl vom mai juca în continuare, vă dați seama, pe Matic. Doar că Matic îl voi păstra așa, mai ales pentru meciul alea când chiar am nevoie de un CDM, meciul alea mai grele, așa să zic. Oricum un transfer foarte frumos, 86 dribbling, 89 ball control, 86 heading, long passing, 85. Are aici statistici foarte faine, joacă Milinkovic Savic chiar și pe cam, deci este bun și ca și rezervă de cam. 68 accelerație, măcar dacă avea 70, știi, era ceva cu adevărat, dar totuși pentru mijlocaș nu e un stres așa de mare pe cât ea să aibă physical, să aibă shooting, să aibă long passing, ceea ce el le are. Și totodată transferul nostru este acum numărul 1, cel mai scump transfer făcut acum, după care este Shaqiri la Bayern, 44, și după aceea 43 de milioane a fost pe Jonathan Tah la Paris Saint-Germain, acolo vedem și imaginele cu jucătorul ținând tricoul, celul de la Paris Saint-Germain. Mă bucur măcar că am făcut un transfer așa pe final, știi, eu aveam alți jucători în minte și pe shortlist, deci eu chiar aveam alte ținte, știi, și pur și simplu faza asta de a nu a... Bă, n-a fost nici măcar un jucător la care se expire contractul, unul la mână, doi la mână, bă, ați văzut, totul mi s-a dat peste cap. Aie, na, se mai întâmplă. Bun. Să vedem aici, Tottenham îl vinde pe Rose și îl cumpără pe Delph, ce ciudățenie. Bernat și Paulson vin aici la Stoke City, îl vând pe Shaqiri și respectiv Johansson. Shaqiri, o pierdere mare pentru Stoke, dar totuși Paulson, parcă atacantul ăla de la Leipzig. Nice. Și Bernat LB de la Bayern. Nu-i rău, chiar nu-i rău. În rest, Perotti Reyes, Lazari, aici nimic. La Arsenal cumpără doi jucători așa mai de rezervă, cred eu. Aici nimic interesant, iară nimic interesant, nimic interesant. Juan Fran, hei, cred că l-au luat liber de contract. Și Eno Bahre ăla nu-i de la Wolverhampton, ăla negru, mă, pe cam. Bă, cred că e lui. Ha, ce tare. Aici iarăși mi se pare un transfer fain, nu l-am ajutat ăsta, de obicei știi că am scriptat jocul. Dar Everton îl cumpără pe Gignac, ce tare,
Băi, chiar scros. Știu că la un timp acel jucător chiar juca bine și dădea goluri. Leicester City îl vinde pe Vardy. Nu știu exact la ce club l-au vândut ei pe Vardy. Nu cred că este din liga noastră. Nu cred că în liga noastră, ci prea altundeva. Vardy, oricum mă bucur că l-au vândut, că era destul de bun. A dat o grămadă de goluri acolo. Este, practic era singurul om care... era omul care dădea golurile pentru Leicester, de-aia au și ajuns așa de departe în clasament și fix acum vine oferta pentru Lingard, după perioada de transferuri. Fantastic! De ce vine acum oferta asta, mă? Dar știi ce? Pentru că vine după perioada de transferuri, nu îl mai dau cu 40, mă rog, poate, îl dau cu 45. Țin un pic mai mult, vreau ceva peste. Au acceptat din prima! Au acceptat din prima 45 de milioane de euro pentru Lingard, care s-ar putea să se ducă la Valencia. Ce transfer e ăsta, mă? Wow! Hey, e fain că mai ales că vor veni banii în perioada de vară, știi? Că vreau să transfer cu adevărat jucători mari. Jucători, poate un Ronaldo, poate un Messi, poate un Neymar, poate un Lewandowski. Neapărat un atacant îmi trebuie acolo, un atacant ST de la Calomea, sau să-l fac pe Rashford, atacantul nostru, sau să-l fac pe ăsta, pe Sanchez, atacantul nostru. Cam amândoi au stațiurile de ST și Lukaku acum oricum s-a accidentat, deci fie îl pun pe Rashford și cred că el o să fie ST-ul nostru, sau nu, Sanchez, că na, poate juca ST, Rashford joacă RM perfect și atunci aici îl pun pe Martial și ăsta este atacul nostru, care chiar este un atac al naibii de bun. Doar că eu mai jucam cu Lukaku din motive, zic eu, logice, de a mai evolua un pic, de a se vedea acolo, băi, ala-i pe Lukaku, nu știu ce, nu știu cum, știi, să mai prinde interes, să zic așa, și să-l vindem pe o sumă cât de cât bună. Dar, ia uite, debutul pentru Milinkovic-Savic, un debut foarte bun, o victorie 3-0, fix atacanții mei, ia, Rashford, Sanchez, Martial, simplu și frumos. Un atac mult mai corect decât ăsta cu Lukaku. Bun, hai că oprim aici acest video și desigur ne auzim data viitoare, poate finală, semifinală de Cupa Champions League, vedem noi, numai bine vă doresc. Bye, bye!